O nouă intervenție chirurgicală cu final reușit, o pacientă cu o formă severă de pancreatită acută a fost salvată de medicii de la Institutul de Medicină Urgentă din Capitală după 75 de zile de terapie intensivă. După luni de calvar, medicii au reușit să-i dea o șansă la viață, iar săptămâna trecută femeia s-a întors acasă la soț și cei doi copii. Victoria Pânzare, în vârstă de 36 de ani, a ajuns la Institutul de Medicină Urgentă în luna ianuarie. Femeia spune că nu a dat atenție durerilor și simptomelor pe care le avea, deoarece era preocupată de fiul său menor internat în spital. Cu o zi înainte am avut așa o înțepătură în spate. Credeam că din cauza stresului, din cauza, mă rog, a nervilor, copilul repetat se îmbolnăvise peste o săptămână. A doua zi, iarăși o durere. Durerea era insuportabilă și am venit aici la urgență. A doua zi am fost operată. A urmat calvarul vieții sale. Timp de două luni și jumătate a stat la terapie intensivă. În această perioadă a suportat 10 intervenții chirurgicale. Am fost o perioadă inconștientă, toate organele erau afectate. Nu funcționa nimic, funcționa, dar am fost artificial mai mult aparate. Am avut o traheostomă, da, pentru a-mi da aer la plămâni. Practic, medicii nu dădeau șanse la viață, dar am ieșit, tot este bine și mulțumim tuturor care au luptat pentru viața mea. Apropiații n-au părăsit-o nici pentru o clipă în momentele grele. A fost o perioadă destul de grea, mai ales primele zile când a fost internată în spital. Când veneam în secția unde era internat și îmi spunea că starea se agravează, este greu, este din pe zi ce treci, tot era mai stare mai agravată. Pentru a salva viața acestei femei au luptat 10 de medici și asistente medicale. A fost o muncă foarte activă, începând cu prima zi și finisând cu ultima zi, până la transferul în secție. Dis de dimineață se începea cu consiliumuri, cu întrunirea echipelor, cu deciziile ulterioare. Toate, absolut, organismele cu importanță vitală au fost menținute. Viața pacientei a fost salvată datorită echipamentelor de ultimă generație pe care le are în dotare Institutul de Medicină Urgentă, dar și grație profesionalismului medicilor. Noi am fost dotați cu echipament destul de sofisticat. În trecut, când nu am avut pacienții ăștia, deci dau mai mult de 50%. Severitatea este foarte mare la pancreonecroză și dacă nu ai cum să-l susții, tehnologic nu poți salvezi pacientul. Potrivit Ministerului Sănătății, pacienta a beneficiat gratuit de toate serviciile medicale necesare datorită poliției de asigurare, costul acestora fiind de peste 1 milion de lei. Anual la Institutul de Medicină Urgentă sunt efectuate în jur de 22.000 de intervenții chirurgicale de urgență și programate.